WC-ului. Ia minune! Încă mai ești viu? Da, doar cineva a avut grijă de mine. Cine este acest misterios cineva? Acușa-i să vezi. Echipa... Farmazonii! Moldova, țară de minune. Oare este chiar așa? În clipele ce urmează vom încerca să dăm răspuns la această întrebare. După părerea noastră, mai mare minune ca aceasta nu este. Lumea iese până la poartă și revine acasă peste două zile. Doar un pahar de bere. Nu, Slavolan! De ce l-au mașina cu tine? Dar mai temem ca să șerpi să abia fără mine. O, Pan. Și ce m-au băut de tăbierea? Dar nu-i chestia asta, înțelegi, Mihai? Cineva nu a pus nici un ban pentru bere și ei, înțelegi? Banul mi-l faci cum mai. Că pensiunea aș da 100 de lei la șal care stă astăzi în Iu, în break dance. Medical nu este mai puțin interesant. Vă invităm la o zi obișnuită de muncă, la ambulanță. Mai vine cu 2 ani în urmă, atunci când m-am căsătorit, dar mai vine cu 25 de ani în urmă, atunci.
Moldova încă nu era împărțită. Ai mașina timpului! Nu, bună idee a fost. Răsus, bă! Treci făcut respirația artificială. După lege, respirația artificială unui bărbat poate să-i facă doar o domnișoară. Eu ați transmit! Fără navigator, fără GPS.
noi sărbătorim câștigul. Ce fel de câștig? La chilicie. Eee, la chilicie. Păi veniți, madre, ce chilicie? Galamur ne tuiem. Da, mari galamurni, n-ai văzut ce am acolo ascuns? Ni rușine sierță în lume. Măi, Danut, măi. Я вот все эти съедем. Нет, нет. Вот мы с Умбрака чистим, танцуем, все остальные музыки. Мы эти за, я у тебя баба, я на Ярбуне.
Dar să nu uităm că adevăratele minuni sunt în jurul nostru. Doar trebuie aștept a le observa. Zâmbetul duios al mamei și al copilului fericit, vorbele pline de înțelepciune ale bunieilor, școala prietenoasă copilului, sentimentul cel mai înălțător, dragostea, și cel mai frumos joc, teșeul, care ne învață să iubim viața. Mă spune liceul de obligatorii cursuri. Bun, doamne!